Meața bună! Bună dimineața! Dobre utro! Adică bună dimineața în limba locală din locul de unde ne aflăm, nu? Eu sunt Marian Marcel, ea este Ramona și voi vă uitați la vlogul Marian Adventures. Astăzi ne-am trezit în Sfântul Gheorghe. Și da, limba locală aici este o limbă mai ciudată, și anume localnicii de aici din Sfântul Gheorghe, majoritari sunt ahoi, adică sunt descendenți din familii cazace, spre deosebire de celelalte localități mai la nord, unde sunt lipoveni. Aici majoritatea sunt acești ahoi, după cum v-am spus. Sunt și lipoveni, dar cei mai mulți sunt ăștia descendenți din cazaci. Astăzi ziua este mai mult pentru Ramona, care așteaptă de atâta timp să facă plajă. Așa că ea va merge la plajă, iar eu o să mă duc pe jos. Bine, ea o să ia acest mijloc de transport care se cheamă trocarici aici local și o să meargă direct la plajă, iar eu o să iau satul la pas și o să mă duc până la plajă pe jos, arătându-vă și vouă cum arată satul ăsta, Sfântul Gheorghe, dimineața. Așa că Ramona rămâne la trocarici, după cum v-am spus. Și eu o să iau la pas străzile prăfuite din Sfântul Gheorghe până la plajă. Trocariciul ăsta, prima dată când am ajuns noi aici în Sfântul Gheorghe, de fapt era o simplă remorcă, bine, mai mult era căruță decât remorcă, trasă de un tractor. Era singurul mijloc de transport, singura mașină cu motor care circula aici. Dar de atunci au trecut mulți ani și aici lucrurile s-au mai schimbat și s-au mai modernizat. Și anume, au apărut deja multe mașini. Văd că de la an la an apar din ce în ce mai multe mașini. Iar acele trocariciuri undeva au rămas la bază tot niște remorci, dar acum sunt trase de jeepuri. Între timp și casele s-au mai schimbat. Bineînțeles că cele mai multe sunt case vechi, dar multe dintre ele au fost renovate.
iar în interior deja oferă tot confortul pe care poți să-l ai. Majoritatea localnicilor deja fac o afacere vara cu închirierea camerilor la turiști, dar asta se întâmplă doar câteva luni pe an, pentru că iarna, vorbeam cu proprietarul casei unde locuim noi, iarna aici e destul de trist. Foarte multe case, după cum v-am spus, s-au renovat, dar chiar dacă sunt reînnoite total, câteva elemente au rămas specifice acestui loc, ca de exemplu acoperișurile de stuf. Bineînțeles că au apărut și câteva pensiuni mai noi, au fost construite de la zero și niște pensiuni, unde, din câte știu eu, în primii ani nu s-a dat voie să se acopere cu tablă sau cu alte materiale de construcții moderne. Dar în ultimii ani văd că s-a mai relaxat un pic, cum îi spune, legea și au apărut inclusiv pensiuni cu tablă. Oricum, farmecul acestui loc nu este să vii să stai la pensiune, este să vii și să stai într-o cameră la unul dintre localnicii de aici. După cum v-am spus, unele pensiuni, chiar dacă sunt nou făcute, au fost integrate perfect în arhitectura satului. Pentru asta tot respectul, pentru că într-adevăr oamenii ăștia merită respect, pentru că au ținut cont de restul lumii și chiar dacă i-a costat mai mult, pentru că sunt convins că construcția folosind materiale din astea mai neconvenționale e mult mai scumpă. Satul Sfântul Gheorghe se află de-a lungul brațului Sfântul Gheorghe, foarte aproape de gura de vărsare a brațului în mare, iar principala arteră, principalul drum prin sat, bineînțeles că este prin mijlocul satului, de-a lungul Dunării. Acum, în dimineața asta, eu o să fac o dreapta și o să mă duc pe celălalt drum, unde nu prea circulă mașini, cred că nu circulă deloc mașini, de fapt, acolo, fix pe malul Dunării. O să vedeți în Sfântul Gheorghe, majoritatea caselor au culori ori alb cu albastru, ori alb cu verde. Tot proprietarul ne-a spus de dimineață că unde e casă alb cu albastru este casă de lipoveni, iar unde e casă alb cu verde este casă de ahoi. Aici ajungem la digul despre care vă spuneam, fix pe malul brațului Sfântul Gheorghe, pe care o să mergem până în capătul satului. Aici sunt tot felul de debarcadere unde își țin localnicii bărcile. Așa, cei mai mulți localnici, cred că 80% sunt pescari, bineînțeles. Ce poți să faci aici în afară de pescuit? Așa că toată vara prind pește și încearcă să strângă bani pentru a supraviețui
încă o iarnă. O să încerc zilele următoare să obțin mai multe informații direct de la un localnic, dar cum v-am mai spus și în vlogurile trecute, în zilele astea, în perioada asta, eu m-am cam ferit de apropierea cu alte persoane. Asta e, trăim vremuri ciudate și măcar prin asta să nu știu cum să spun, să respect comunitățile în care ajung și efectiv nu am interacționat prea mult cu localnicii pe unde am ajuns. Plus de asta, noi de regulă, cum ați văzut, călătorim prin locuri mai puțin populate și mai mult sălbatice. Aici, în capătul satului Sfântul Gheorghe, se află și un mega complex turistic care se cheamă Green Village și este un resort, de fapt, cred că de 4 stele, dacă nu mă înșel. Și acest resort este foarte bine integrat în zonă. N-am stat niciodată aici. Nu că nu mi-aș fi dorit, normal că mi-aș fi dorit să stau și aici măcar o noapte, două, dar efectiv nu mi-am permis niciodată, pentru că prețurile sunt mult peste bugetul meu. Dar știu multe informații despre acest loc, deoarece am stat de foarte multe ori în campingul de peste drum, unde de fiecare dată ne-am simțit foarte bine. Chiar dacă este un camping, oferă toate facilitățile moderne a unui camping. Efectiv, sunt dușuri curate, sunt băi curate, un loc de luat masa, au chiar și un restaurant în incintă. Dar oricum, dacă ajungeți în Sfântul Gheorghe cu masa, eu vă recomand să mâncați strict la localnici, pentru că aici în resort sau pe la pensiuni, ghiciți ce, nu o să mâncați pește din Dunăre. Aici în Sfântul Gheorghe o să auziți o limbă ciudată, după cum v-am spus, limba populației Ahoi de aici din Sfântul Gheorghe este o combinație între rusă, ucrainiană și kazacă. Haideți să aruncăm o privire și în camping, campingul unde am stat de multe ori. Și care mi-a plăcut enorm, după cum v-am spus. Hai să facem un tur și prin camping. Aici se poate caza fie la cort, unde un loc de cort pe noapte costă gen 50-60 de lei. Nu mai știu exact prețul, dar puteți să le verificați, să verificați prețurile pe site-ul campingului. Iar pe lângă cort se poate sta și la aceste căsuțe care costă aproximativ 80-100 de lei. Tot la fel, prețurile le puteți verifica pe, după cum v-am spus, aici în camping se poate lua și masa. Este și un bar foarte fain, numai bun de stat și de băut câteva berici seara. Și cel mai fain lucru este că există un cinematograf în aer liber pe care o să vi-l arăt imediat. În fiecare seară aici se proiectează câte un film.
Apropo de film, aici se ține festivalul de film Anonimul, probabil ați auzit de el. Am fost de câteva ori în perioada filmului și locul se umple de artiști și de oameni super faini. Și da, e o atmosferă, se creează o atmosferă foarte interesantă. Seara mai sunt și concerte aici. Acum nu știu pe perioada asta dacă e ceva sau nu, dar probabil o să venim și noi într-o seară. Bineînțeles că m-am băgat și eu la o berică. Aici în Sfântul Gheorghe, fiind și foarte cald și foarte uscat și nisip peste tot și o să vedeți și plaja cât e de mișto, n-ai cum să nu bei câteva berici în cursul zilei. Plecăm mai departe spre plajă. Lăsăm în spate un loc absolut special de aici din România și cred că camping mai fain ca ăsta în România cu siguranță nu mai există. Și în puține din lume am stat care să se ridice la nivelul acestui camping. Atât ca organizare, atât ca curățenie, ca personal, muzica de la bar, muzica de seară, absolut tot este fix pe gustul meu. Încă un lucru foarte fain care vreau să vi-l spun și vouă despre satul ăsta, Sfântul Gheorghe, și camping și tot ce e aici. Niciodată aici n-am întâlnit decât oameni faini. Pentru că este foarte izolat, se ajunge foarte greu aici, după cum ați văzut și voi, și efectiv este ca o insulă unde oamenii care ajung aici se triază cumva. De aici, din capătul satului, drumul spre plajă merge printr-o stepă. O să vedeți și voi cum arată. Faci vreo 20 de minute pe jos sau 5 minute cu trocariciu. Bineînțeles că eu o să aleg varianta pe jos, doar sunt Marian Adventures, nu? Și eu merg mult pe jos. Vreau să vă arăt și vouă cât de fain e să faci drumul ăsta spre plajă pe jos. Văd că multă lume alege să facă treaba asta și mai mulți merg cu trocariciu. Dar oricum e fain, ori pe jos, ori cu trocariciu, știind că dincolo de ultima linie de sălcii este marea, drumul pare foarte ușor. Se vede că anul ăsta a fost mult mai umed decât anii precedenți, pentru că aici zona asta era secată 100%. Acum văd că chiar e apă. Oh, ce interesant, sunt și pești în băltuța asta. Nu știu dacă vedeți și voi pe filmarea mea. Cum v-am spus, aici era o stepă uscată. Acum văd că s-au format și niște bălți, stuf. Iar acolo, în depărtare, paște liniștită, turma de vaci a satului. Tot acolo, în partea asta, la altă, este farul din Sfântul Gheorghe, unde probabil o să ajungem în zilele următoare, poate chiar diseară, nu știu exact, dar de mult îmi doresc să ajung până la afară. Trocariciu merge prin praful drumului. Ăsta e unul mare de tot și e încărcat de lume. Turnul ăla din depărtare, din câte am fost informat de către localnici, este o construcție rămasă de pe vremea lui Ceaușescu, un experiment de fapt, unde se încerca să se obțină energie electrică din forța valurilor.
din păcate a rămas în faza de proiect. Chiar o să mai întreb astăzi dacă s-a mai realizat ceva în sensul ăsta cu turnul sau a rămas paragină. Mai am foarte puțin până pe plajă, aici în stânga, de la turnul despre care v-am spus încoace, este un mic aerodrom unde poate să aterizeze fără probleme avioane ultraușoare. Chiar anii trecuți erau unele aici care luau pasageri și făceau zboruri de agrement în jurul satului Sfântul Gheorghe și în jurul mării. Am văzut că zburau de-a lungul coastei. Pe plaja din Sfântul Gheorghe este total interzis să faci bar, terasă și așa mai departe. Așa că singurul loc de unde poți să-ți iei ceva de băut este aici la intrarea pe plajă, unde sunt două terase, două bărulețe de unde poți să-ți iei bere rece fără probleme. Ceea ce o să fac și eu. M-am dotat corespunzător. Ajung la plajă și o să mă duc să o caut pe Ramona. Nisip foarte fin aici în Sfântul Gheorghe și cred că este una dintre cele mai sălbatice plaje din România. O să vă arăt și vouă cât de sălbatic e locul ăsta. Efectiv aici sunt dune de nisip. Dar prima dată o să mergem să o căutăm pe Ramona. Anul ăsta ne-au spus și localnicii, Sfântul Gheorghe a devenit foarte, foarte popular și este foarte multă lume aici. Efectiv, tot satul e rezervat, nu găsești niciun loc de cazare pentru că toate sunt ocupate. Și da, uitați-vă și voi, e foarte multă lume. De regulă erau câțiva aici doar și dreapta, stânga era pustiu. Acum eu am zis la Ramona să mergă mai în stânga, pentru că nu prea ne plac nouă aglomerațiile, cum v-am mai spus.
Să vedem cât de mult a mers și dacă a reușit să găsească un loc mai gol. Da, după cum v-am spus, e foarte popular Sfântul Gheorghe anul ăsta. Oricât am vorbit cu Ramona mai devreme și oricât de mult a mers, tot mai era multă lume și încolo. Așa că a găsit un loc mai retras. A, uite aici. Unde s-a pus? Le-a adus pe lopățică la plajă? Păi da, cu cei eu fost anul trecut și am vorbit cu ei să nu se supere că lopățică n-au fost. A, și pur cei, dacă au fost anul trecut, au lăsat loc la lopățică. Da, da. La Bun. Anul o să vină toți trei. Toți trei la anul, da? Da. Bun. Se pare că nu prea ai noroc de soare. Acum a intrat în... A, da? Dar am fost și în apă. Cum e apa? Nu-i pe gustul meu de caldă. A, adică e rece. Nici chiar. Am fost. Ok, o să intru și eu imediat. Foarte multă lume astăzi aici în Sfântul Gheorghe. Se vede că lumea a ales să își petreacă concediile în România și bine face. Oricum, Sfântul Gheorghe este un loc extraordinar. Uitați-vă și voi ce mare de oameni aici. Chiar nu mă așteptam să fie așa de multă lume. Foarte, foarte mulți dreapta, stânga. Dar noi am ales să păstrăm distanțarea socială, bineînțeles, și ne-am pus mai izolat. O să testăm un pic și apa mării. Aici este o apă mai diferită față de alte locuri de la mare, pentru că nu e chiar așa de sărată apa. Vă dați seama că toată apa care vine pe Dunăre se varsă aici, așa că se desalinizează mult marea. Era să mă iau un val. Da, spre surprinderea mea este destul de rece apa. Ramona deja e în larg. Da, e numai bună pentru o baie la 30 de grade, cât e acum afară.
Pe Ramona o să o lăsăm la plajă. Iar eu o să plec mai departe. O să mă întorc înapoi în sat pentru că mă așteaptă un lucru foarte important. Unul dintre lucrurile pentru care vin eu la Sfântul Gheorghe, și anume o masă tradițională cu pește. Ramona, cum v-am zis, nu prea e cu peștele și chiar dacă ar fi fost, n-ar fi lăsat plaja pentru o masă. Deci ea rămâne în continuare la plajă. Eu nu știu cum poate să stea, că aici sunt 30 și ceva de grade și este foarte cald. Eu mai mult de atât, dacă stau, cu siguranță o să fac insolații. Așa că eu mă duc înapoi. Din berică în berică, pentru că aici în Sfântul Gheorghe este o vorbă. Peștele trebuie să înnoate. Așa că înainte de masă trebuie băute niște berici ca să aibă loc unde să înnoate peștele. Peștele trebuie să înnoate. Mi-au făcut plinul de bere pentru următoarele 20 de minute. Pentru că atât am de mers prin deșert, pentru că în fața mea se întinde un deșert până la campingul Green Dolphin, unde cu siguranță mă voi mai băga la o berică. Cred că berea a fost făcută, chiar nu știu istoria berii, dar cred că berea a fost făcută pentru a fi băută în astfel de zile cu arșiță și cu secetă mare. Știu, în schimb, că sătenii din satul Pilsen, din Cehia, mergeau la câmp cu bere artizanal făcută de ei. Peștele trebuie să înnoate. Exceptând birturile alea de țară, din cătune foarte izolate, unde am mai băut bere, locul ăsta, și anume Green Dolphin Camping de aici din Sfântul Gheorghe, după părerea mea, este cel mai bun loc și cel mai fain unde am băut vreodată bere. Atât ca personal, atât ca locație, atât ca oameni întâlniți acolo, ce mai e. Un loc ideal să vii doar să bei bere. Din cauza trocariciului care face ruta centrul satului Sfântul Gheorghe și plajă, și sunt foarte multe deja, pentru că satul e plin, cum v-am spus, autoritățile au decis să ude drumul pentru a nu face praf. Mă duc spre cazare și mă consider pregătit pentru o masă extraordinară cu pește. Peștele, în sfârșit, poate să înnoate. Nu vă puteți închipui cum miroase satul Sfântul Gheorghe în preajma amiezii. Mai ales acum când e plin de turiști și toată lumea așteaptă masa. Și bineînțeles că a venit și momentul mult așteptat cu masa de prânz, care o să începem cu primul fel, această ciorbă de pește care de fapt se cheamă storceag. Și este cel mai bun lucru preparat cu pește care l-am mâncat eu vreodată, nu numai aici în Delta, ci oriunde în lume. Așa că o să-mi pun din belșug. Storceagul ăsta de pește este o mâncare special, specifică Deltei și mai ales specifică de aici din Sfântul Gheorghe. Mare sunt două. Uh-huh. Da, una costă mai. Da, chiar dacă e una costă și asta mult. Nu pot să vă explic gustul. Pare rău. Uh-huh. S-am poftă.
Aici la felul 2 avem niște ardei în plus, bineînțeles tot cu pește. Și de fiecare dată când am mâncat în Sfântul Gheorghe au fost senzaționali. O masă deosebită aici în Sfântul Gheorghe. Încă o dată vă mai repet, neapărat dacă ajungeți cumva pe aici, sunați la toate numerele de telefon pe care le găsiți la persoane care pregătesc masă tradițională și mâncați o masă tradițională la localnici neapărat. Credeți-mă că face toți banii. Aici unde am mâncat eu acum, de exemplu, a costat 45 de lei. Este un preț mic, după părerea mea, având în vedere că a fost foarte mult, practic. Am avut un castron de ciorbă, m-am mâncat cât am putut. La felul 2 am avut ardeii aia umpluți, senzaționali. Ce mai? Mi se pare un preț calitate, preț foarte bun, raportul foarte bun. M-am întors înapoi la plajă, unde am găsit-o pe Ramona fix în locul unde am lăsat-o, numai că s-a mișcat după soare și s-a prăjit pe toate părțile. Eu mă mir că nu o ustură pielea și nu știu cum a rezistat să stea o zi întreagă la soare. Mai stai și mâine? Și mâine și poi mâine și o lună și un an și o viață întreagă. Dacă aici mă lași pe plajă, aici mă găsești peste 100 de ani. Ea chiar n-are nicio problemă cu soarele și nu știu cum de nu se plictisește stând atâta timp la soare. Maria mea! O să încheiem acest vlog aici. Eu sunt Marian Marcel, ea este Ramona. Lopățică, bineînțeles că și el e la plajă. Vă mulțumim pentru că vă uitați la acest canal. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Și până la următorul vlog, noi vă spunem la revedere de aici, de la mare, de la Sfântul Gheorghe, din capătul deltei Dunării.